Salut, salut! Astăzi vom vorbi despre cele trei poziții în care se poate desena față de linia orizontului în orice tip de perspectivă. Așa că, hai să ne apucăm de treabă. Există trei poziții în care putem să desenăm raportate la această linie orizontului în toate cele trei tipuri de perspectivă pe care ți le-am arătat până acum în tutorialele anterioare. Și anume, sub linia orizontului, pe linia orizontului și peste linia orizontului. Și acum voi detalia printr-un exemplu simplu fiecare poziție cu caracteristicile ei. Iată aici un exemplu în perspectiva la un punct de fugă a unei cutii care se află în toate cele trei poziții, și anume sub, pe și peste linia orizontului. Cred că cel mai important lucru pe care putem să reținem despre această poziție de sub linia orizontului este că obiectele noastre se vor vedea de deasupra. Deci ele sunt sub această linie și vom vedea partea asta de capac. Iar liniile de fugă, observ că pornesc de jos și merg în sus. Iată în perspectiva la două puncte de fugă de data asta, cutia așezată în toate cele trei poziții, sub, pe și peste linia orizontului. Acum, caracteristica cea mai importantă a acestei ultime poziții este faptul că vom vedea obiectele sau vom desena acele obiecte care se află deasupra noastră. Și de data asta, pentru că le desenăm deasupra noastră, vom vedea partea de bază în loc să vedem partea de capac. Iar liniile de fugă vor pleca de sus și vor merge în jos. Iată și în perspectiva la 3 puncte de fugă cu efect de tip bird eye, așezarea cutiei noastre sub, pe și peste linia orizontului. De data asta o să detaliez cea de-a doua poziție și ultima care ne-a rămas, și anume pe linia orizontului, în care vedem că nu se mai vede nici partea de capac și nici partea de bază a obiectului nostru, ci tinde să fie o împletire între cele două, adică partea de jos pleacă de jos în sus, iar partea de sus pleacă de sus în jos. Deci, obiectul nostru se va vedea jumate de peste linia orizontului și jumate sub linia orizontului. Foarte simplu. Și acum că ai aflat care sunt cele trei poziții în care se poate desena față de linia orizontului în perspectivă, te provoc să alegi una dintre ele și să o desenezi, iar apoi, dacă vrei, poți să mi-o trimiți și pe adresa de mail ca să o văd și eu. Sper că ți-a plăcut informația din acest video, iar dacă vrei să te pregătești mai serios în ce privește desenul, te invit să completezi formularul din descrierea acestui video, în care îți ofer o ședință gratuită de consultanță ca să afli la ce nivel ești. Nu uita să te abonezi la canalul de YouTube, iar până data viitoare, toate cele bune și spor la desen!